Țara în care nici frunza, nici milioanele de euro cheltuite degeaba la evenimente internaționale nu aduc turiști, un tânăr cu inițiativă a reușit ceea ce statul nu a putut în 26 de ani. A creat o aplicație gratuită în care a inventariat toate locurile din România. Și nu vorbim doar despre atracțiile turistice. Aplicația ajută utilizatorii să găsească orice au nevoie în jurul lor, de la dentist până la servicii de tractat mașini. Lipsa de informații despre propria țară l-a determinat pe Mihai să creeze o aplicație care să le arate oamenilor, pe telefon, tot ceea ce vor să știe despre România. Pur și simplu am luat la pas fiecare județ. Tânărul a creat aplicația din banii lui, dar o oferă gratuit oricui vrea să afle mai multe despre România. O aplicație care până acum nu exista, deși an de rândul guvernele au cheltuit milioane de euro pe promovări ineficiente. Din păcate nu a existat o listă coerentă cu fiecare județ să fi făcut totul din birou de la București, nu. A trebuit să mergem, după cum spuneam, mai ales în 60% din România, unde unele județe nu sunt chiar foarte turistice, și a trebuit să mergem să le descoperim noi, să le facem fotografii, să identificăm acele atracții care merită promovate. Lipsa unei aplicații care să-ți arate ce merită vizitat este simțită și de turiștii străini care vizitează țara noastră. Okay, we have the address, the website, directions to it. So I can put it, I guess, in a favorites list if I want to come back to it. Yeah. And I can rate it, which is good. I have an app that does that with restaurants. Aplicația inventariază locurile interesante care merită vizitate, dar și informații complete despre ele. Suntem la piața Revoluției. Nu ai nevoie de niciun ghid. Tot ce trebuie să știi îți va spune aplicația. De exemplu, în partea stângă ai Muzeul de Artă. Ai Ateneumul la mai puțin de 60 de metri. Ai în partea dreaptă cel mai cunoscut balcon din România, de la care Ceaușescu și-a ținut ultimul speech. Tot ce ai nevoie vei găsi în aplicație. Aplicația nu se adresează doar turiștilor. Ea inventariază toate serviciile de care utilizatorii au nevoie. Orice cauți pe internet, Google-ul ți-l arată în funcție de preferințe și de promovarea de care a avut parte. Și din cauza asta vei găsi articole din 2005, 2009, 2012. Până ajungi la informația de care ai nevoie, trebuie să faci un research de vreo jumătate de oră. Ai nevoie de o mașină de tractat în Alba. Cauți vreo 20 de site-uri cu tractări, vezi care este, care nu mai este, care e plecat, care nu. Noi deja am făcut toate lucrurile astea. Mihai vrea să ducă aplicația la un alt nivel, în care să ajute turiștii care călătoresc și în alte țări să găsească punctele de interes din jurul lor.